Președintele Aur, George Simion a făcut un anunț important în piața Unirii. Acesta susține că va depune toate eforturile să elimine certificatul verde pentru accesul la restaurante, săl de fitness și moluri, nu doar la locul de muncă. Ne dau amenzi, ne dau dosare penale și vor să scoată aur în afara legii. O să-i lăsăm să facă acest lucru, a întrebat Simion, obținând un răspuns rostit în cor. Nu, o să încerce să ne înșceneze multe, o să încerce să ne bage la pușcărie. Dacă ei mă omoară pe mine, să vă duceți și voi peste ei, a cerut liderul aur. George Simion s-a referit și la amenințările la adresa partidului său. Împreună suntem o forță care înspăimântă sistemul politic din România, care nu mai știu ce să facă ca să ne intimideze. Ne dau amenzi, ne dau dosare penale și vor să scoată aur în afara legii.